Lasă-i tatia jos, lasă-i cu totul jos. Puiul de barză face deja parte din familia Pupăzan. Daniel este cel care a salvat pasărea de pe drum. Într-o dimineață, mergând spre Târgu Jiu, am văzut din mașină un pui de barză cum a picat din cuib. În cuibul respectiv erau vreo trei berze, trei pui. Cred că frații sau mama au ciocănit-o până a picat din cuib. La berze, dacă e să eclozeze mai multe ouă, nu pot să facă față părinții hrănindu-le și mai renunță la pui. Daniel a luat puiul acasă și mai apoi l-a dus la veterinar. Am consultat-o, era zgâriată pe gât acolo de berzele care au dat cu ea jos din cuibar. Berze până acum n-am tratat, dar din păcate am avut de-a face și cu o barză. Pasărea s-a hotărât să rămână alături de salvatorii ei. Și-a făcut cuib în apropiere și acum stă tot timpul cu familia adoptivă. Este ca un animal de companie și mă face mai veselă. Eu îi zic bărzucă. Bărzucă? Da. Și? Și? Răspunde? La comenzi. Nu prea, ea mai mult fuge, că este frică de mine. Acum, familia Pupăzan are grijă ca barza să aibă tot ce-i trebuie. A descoperit și care este mâncarea preferată a păsării, piept de pui crud.